seara! Bine ați venit la cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Teatrului Contemporan de Animație Impuls. Ne aflăm în cea de-a 5-a seară de festival. Numele meu este Alina Deanu Cocioran. Iar eu sunt Leonardo Dan. Gazdele dumneavoastră. Festivalul este organizat de Primăria Municipiului București prin Teatrul de Animație Țândărică, în parteneriat cu Unima România și Asitej România. Impuls, cel mai important festival de teatru de animație din România, vă oferă oportunitatea de a participa la peste 70 de evenimente din China, Chile, Rusia, Spania, Marea Britanie, Italia, Letonia, Japonia, Africa de Sud, Statele Unite ale Americii, Danemarca, Suedia și, bineînțeles, România. Un program bogat, cu multe evenimente inedite, spectacole pentru copii și pentru adulți, conferințe, lansări de carte, întâlniri între creatorii și consumatorii de teatru și ateliere de jocuri teatrale și construcție marionete. În cadrul acestui festival are loc și prima tabără urbană țândărică, ce se desfășoară la Muzeul Național de Artă Contemporană, unde vă așteaptă workshop-uri de improvizație și multe alte surprize. Membrii juriului: Manon Van de Water, președinte onorific, doctor în artele spectacolului, profesor emerit Vilas Phipps și director al programului de tineret al Universității din Wisconsin. Vava Ștefănescu, președinte, coregraf și director al Centrului Național al Dansului. Emma Stere, jurnalist. Monica Andronescu, critic de teatru. Irina Ionescu, critic de teatru. Alina Ecângeac, critic de teatru. Și Miruna Simian, consultant artistic al Teatrului de Animație Țândărică și secretarul juriului. Spectacolul din această seară se numește Jocul Timpului, aparține companiei de teatru Zuazola din Chile. Concept, muzică și scenografie: David Zuazola. Regie: Marek Ciodaciomski din Polonia, Manuel Dias, Portugalia, Merlin Puppeteer din Grecia, Tony Tumbau, Spania, Liliana Palacio, Columbia, Anurupa Roy, India și Chiafi Su, Taiwan. Exact, și din distribuție face parte David Zuazola. Vă dorim vizionare plăcută!
Restaurant.
Thank you.
Thank you.
Stop! Very important. Thank you.
What do you stupid humans know about time? Thank you.
Years ago, the miniature aliens came to Earth. They had to capture a woman and take her back to their planet to create a new species. In order to do this, they sent their best spy and murderer. The problem is that they left him in the wrong place. Thank you.
workshop, put the alien on sale thinking that it was a toy. They say it was so ugly that nobody has bought it yet. The last year in school, they called me Puppet. 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 I am the story number seven. 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 The last 7 years in school were like hell. One time, my classmates tied up my feet and grabbed me by the hands while they hit me, they screamed, "Scarecrow!" Day after day, they wished my death! I wish you death! And day after day, they called me free! You are a freak! 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 One day I took popcorn to school. It was my favorite food. They opened my mouth and while they were calling me WAR! They filled my mouth with popcorn. Why? Why? After that, I was bleeding. So then they called me Vampire!
morning, they spilled green paint on my face. And they all laughed, calling me alien. You look like an alien, 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 alien. 7 years. 7 years. Stop the game of time.